am început greu un pic, da, poate și tracul ăsta iarăși și-a pus un pic presiunea al treilea an consecutiv. Poate mulți dintre noi au plecat cu gândul ăsta că să nu se întâmple ceva, dar eram sigur că nu se poate întâmpla nimic. Am început bine meciul, am dat gol, am mai avut câteva ocazii, nu le-am fructificat, a venit neatenția 1-1 și știți cum e la fotbal, așa se întâmplă. Dacă nu dai gol, până mă intri un pic așa într-o degringoladă, să zic, nu te mai... Dar eram convins că să câștigăm meciul fără probleme până la final. Cum a fost să-i auziți din nou pe suporteri? Vă dați seama, ne-au dat un impuls foarte important pentru unii poate a fost un trac, exact cum am zis la început, dar e un câștig mare pentru noi când îi avem în spate. Cum va fi miercuri? Cum să fie? Sperăm că la fel ca astăzi, adică în proporție de 100%. Dacă va fi la fel ca astăzi, sunt sigur. Ce potențial are echipa în acest moment? Cu toate că am câștigat la o diferență foarte mare, eu zic că nu ne-am exprimat la valoarea și la jucătorii care îi avem în momentul ăsta. Poate să mai prind și meciuri slabe sau mai puțin reușite. Important este să câștigi și să-ți atingi obiectivul. Asta e cel mai important lucru într-o echipă. E timp să mai petreceți până miercuri sau după? Nu, începe petrecerea? Nu, mergem acasă, ne odinim, lăsăm. A fost și un pic de psihic, așa să zic. Nu am stat foarte bine, am stat 14 zile aproape în cantonament. Teste, negativ, ieși, nu ieși. Stăteam toți cu grijă dacă ieșim sau nu ieșim. Se joacă, nu se joacă. Poate și asta a fost un lucru care ne-a făcut să avem așa un început mai greu. Andrei, cum a fost din nou într-un meci oficial după atâta timp? Da, bună seara. Într-adevăr, s-a văzut că nu am avut ritmul de joc pe care l-am avut la începutul anului. Din păcate, asta a fost mersul din cauza acestui virus și s-a văzut astăzi, din păcate. Golgheter în campionat și astăzi golgheterul echipei. Da, nu, mai puțin contează cine este golgheter, cine marchează, nu. Important este cine intră pe teren să-și facă treaba foarte bine. Vali Bărbulescu îmi spunea că nu ați jucat la potențialul pe care îl aveți voi, chiar dacă ați câștigat cu 8-1. Ești de aceeași părere? Într-adevăr, s-a văzut că nu avem ritm de joc, nu avem meciuri în picioare și antrenament, să joci numai antrenamente și să n-ai meciuri, e foarte greu. Cum a fost să-i auziți din nou pe suporteri? Incredibil, extraordinar. Deci ai un impuls când intri, incredibil. Se face pielea de găină numai cât te gândești. Te așteptai să vină atâția? Nu, sincer nu. Îmi făceam griji că din cauza virusului am zis că poate nu vine niciunul, sincer să fiu, dar uite că ne-au surprins plăcut ca de fiecare dată. Ai păstrat golul și pentru meciul de miercuri? Doamne ajută, să fiu sănătos și Doamne ajută. Te așteptai să înscrii la prima atingere? Stai seama că nu mă așteptam, însă mă bucur foarte mult că am reușit să marchez și să le ofer galeriei o bucurie foarte mare. Ai mai marcat asemenea goluri în cariera ta? Am mai marcat, să nu fiu modest, dar m-am mai marcat. La seniori? La seniori, îți dai seama, da, la seniori. Urmează alte goluri frumoase pentru tine și în eșaloanele superioare? Sper din tot sufletul să urmeze cât mai multe goluri. Cum e pentru tine concurența cu acești jucători care au evoluat în Liga 1, Liga 2, jucători cu experiență? E o concurență foarte mare, sincer să fiu, dar o să încerc să trag de mine și să le iau locul. Normal. Cum va fi miercuri? Un spectacol? Așa sper.